rezult ceva, o să faceți sau nu o să faceți. O să vă și o să știți în continuare ciocoi și da bici și așa mai departe. Dar Emescu o să ziceți că o să scrie. Și ne conduc la un spiritual. Deci oameni nu vreau să spun în cele politic. Și suntem în mizerie, poate o consecință la stală. Deci forța. Forța, ea este necesară împotriva criminalului, împotriva cetățenilor, ci societății civile. Astăzi nu cred că e cea mai bună, cea mai reușită soluție. Total ce a spus vorbitorul precedent, știți aceasta, poftim microfonul. Mă numesc Silvian și astăzi aș vrea să vă spun nu ce importanță are Eminescu prin prisma unui studiu științific sau prin prisma unei părți a muncii sale, cum ar fi poezia, ci aș vrea să vă spun cuvinte. Eminescu este pentru mine nu doar un poet, el este un model uman. Fiecare parte a activității sale să realizeze ceva important pentru umanitate. În ideea în care a încercat să spună numai adevărul, să fie cât mai corect, să maximizeze valorile. Nu trebuie să îi separăm poezia în poezie de dragoste, poezie patriotică, poezie de dragoste de natură, ci trebuie mai degrabă aș recomanda privirea lui Eminescu pe perioade ale vieții sale, citindu-i integrat într-o anumită perioadă opera pe care a lăsat-o în urmă și să vedem atât frământările lui sufletești transpuse în cască izolat, să-și vadă de propriul bine și noi ca oameni în general ar trebui să ne gândim ce vrem de fapt noi în viață și în versate. De la frământările politice de zi cu zi care au rămas și sunt discutabile până la chestiuni de filozofie. De aceea el este un model pentru noi. Discursul. Pentru a, chiar dacă există riscul să pară artificial și fad, pentru a evita mai multe bâlbe și a permite și celorlalți să vorbească. Deci mi-am intitulat textul Mumificarea lui Eminescu este oare necesară? Deci, am aflat recent o știre nestrușnică, precum că Eminescu ar trebui canonizat. Voi ce credeți despre asta? Mie personal mi-au sărit capacele, de parcă nu am avea destule moaște în țara asta. Mai trebuie să pupăm și oasele lui Eminescu. Probabil, poetul nostru național ar fi făcut mare haz de această idee născută, se pare, din excesul de lene și prostie, asociate cu bigotismul congenital al unor cetățeni mult prea cuvioși. Cred că aceștia, din urmă, habar nu au de lucrările antropomorfism, împărat și proletar, de viața plină de plăceri pe care a adus-o poetul. De fapt, marea majoritate a populației noastre are în minte imaginea unui Eminescu martir, poet fatal, îndrăgostit platonic de veșnica Veronica Micle,
mituri create în special de critica și istoria literară, care sunt evident instituționalizate pentru a oferi modele de comportament copilașilor cu neuroni informare, junilor și junilor care trebuie să se îndrăgostească corect, fără devieri, respectând legea strămoșească și eternele legi ale iubirii, care desigur nu au fost inventate și, prin urmare, nu trebuie puse sub semnul întrebării și eventual redefinite. Nu am nimic împotriva respectului evlavios al celor mulți care nu s-au ostenit să citească măcar o poezie de a lui Eminescu, ci mai degrabă împotriva criticilor și istoricilor literari care au pretenția că interpretările lor subiective trebuie plasate în manualele școlare și învățate pe de rost, citate pe motiv că ele revelează adevărata esență a operei și biografiei lui Eminescu, privându-i astfel pe elevi de accesul direct la opera poetului. Bineînțeles, aceste acțiuni educative de dresaj menite să făurească cetățeni adevărați pentru țară, adică alienați, își lasă o amprentă profundă asupra capacității elevilor, viitori cetățeni ai țării, de a judeca critic de sine stătător. Dar oare de asta are nevoie țara? Dacă toți vor judeca critic, cine va mai lucra ogarele patriei la strunguri pe salarii de nimic? Totodată cetățenii țării ar putea să se ia în serios și să înceapă a lupta la o adică și pentru drepturi individuale, economice și de alt ordin. Așa că e mai bine să vehiculăm în continuare imaginea și miturile despre un Eminescu melancolic, suferind, ascet și evlavios până în măduva oaselor, care nu hulește, nu se revoltă și care abia așteaptă să fie canonizat. Bravo, mă! Vreți să vă exprimați opiniile, să comentați, să țineți un discurs și vă anunț că la sfârșit vom amâna curajoșilor oratori premii care sunt constituite din cărți, la fel și diplome de participare. Așa că mult curaj vă invit. Până se hotărăște cineva ca să vorbească, subiectul, de fapt, tematica acestui maraton este aniversarea eminesciană, dar nu există un subiect stabilit sau impus sau obligatoriu, de aceea simțiți-vă liber ca în Hyde Park. Până se hotărăște cineva să vorbească, vreau să dau citire unui proiect de declarație emisă de Centrul Independent de Jurnalism cu referire la situația posturilor de radio, Antena C și de televiziune EuroTV de la Chișinău, deoarece cunoașteți situația lor și poate sunteți interesați să aflați ce am mai făcut în această direcție Centrul Independent de Jurnalism, care coordonează cu mass media din Republica Moldova. Organizațiile neguvernamentale de media care monitorizează modul în care se reorganizează posturile municipale de radio și de televiziune se declară îngrijorate de lipsa de progres în reluarea emisiei postului de radio Antena C, precum și de multiplicarea cazurilor de cenzură a programelor la EuroTV Chișinău. Considerăm că tergiversarea reînceperii activității postului municipal de radio, controlul excesiv și cenzura conținutului programelor EuroTV, la care a recurs noua administrație a stației municipale de televiziune, sunt acțiuni îndreptate împotriva libertății de exprimare, a pluralismului și diversității mass media. De mai bine de 3 săptămâni, postul de radio Antena C este redus la tăcere, iar persoanele și organele responsabile, în loc să acționeze pentru a înlătura cauzele care au condus la sistarea emisiei, doar amplifică starea de incertitudine, menținând o atmosferă de netransparență totală în acest proces. După defecțiunile tehnice menționate la început de specialiștii de la radiocomunicații, acum se invocă motive ce nu mai țin de domeniul tehnic, ci juridic. Administrația radiocomunicații tergiversând semnarea contractului de prestare a serviciilor de radiodifuziune pentru anul 2007. Considerăm că toate aceste acțiuni sunt orientate spre menținerea la tăcere în continuare a postului de radio Antena C de către factori de decizie reprezentând autorități și instituții ale statului. La EuroTV, contrar regulilor interne de activitate și practicilor existente în audiovizual, directorul interimar intervine zilnic în procesul de editare a știrilor și a programelor de actualități, cenzurând materiale care contravin convingerilor sale personale, sub pretextul că ar fi politizate, tendențioase, disproporționate, etc. Noul conducător a dat indicații ca o serie de personalități nu mai apară la EuroTV Chișinău. Trezește îngrijorare și faptul că scade numărul emisiunilor cu participarea telespectatorilor la dezbaterea temelor de interes public major. Astfel, sunt prejudiciate drepturile consumatorilor de informare,
de informație, la libera exprimare, inclusiv de a împărtăși opinii pe marginea calității programelor. Reamintim că potrivit standardelor internaționale și recomandărilor Consiliului Europei referitoare la audiovizualul public, conținutul programelor audiovizuale nu trebuie în niciun caz supus cenzurii. Condamnăm sistarea emisiei TNAC și cenzura instaurată la EuroTV Chișinău, pe care le considerăm abuzive și antidemocratice, în contradicție cu principiile democratice de funcționare audiovizualului, consfințite de codul audiovizualului, de normele europene și internaționale care garantează libertatea presiei și dreptul la liberă exprimare. La fel vreau să vă amintesc că maratonul oratoric de azi se află la ediția a doua la Iași. Se desfășoară concomitent în aceleași ore de la 12 până la ora 5 în Parcul Copou din orașul Iași, România. La noi, la fel, deci de la 12 până la 5, aveți libertatea să veniți, să vă exprimați opiniile la acest microfon care este liber pentru oricine. Curaj! Și tot așa. Astăzi voi încerca să fac o tangență, fiindcă este și aniversarea Eminescianu, voi încerca să fac o tangență cu problemele de atunci și problemele care există acum. Atunci el avea bariere, opera lui nu era înțeleasă, sau poate că era prea filozofică, sau poate că era mult prea apropiată de viață. De viața asta simplă a noastră, ceea ce oamenii din societate nu puteau percepe, nu puteau înțelege, nu era aproape de... Sau poate că așa era structura societății de atunci, sau poate că așa era regimul care, de fapt, care formează o conștiință politică, o conștiință culturală. Cu aceeași problemă ne confruntăm și astăzi, sunt aceleași bariere, sunt acele neînțelegeri din partea oamenilor de rând, ne mai vorbim din partea oamenilor. Oamenii, cetățenii de rând, oamenii care sunt la fel ca și noi, să le spună că pot să-și formeze o gândire proprie. Deși discutam cu Gicu într-unirea anterioară aici pe alee, că el spunea că nu știu dacă mai există ceva individual în noi atâta timp cât gândirea noastră, propriu-zis, este formată. Eu spuneam lui Gicu și atunci ceea ce vreau să afirm și acum, că fiecare om este individual în felul lui și fiecare om poate să-și formeze propria sa gândire și poate să acționeze în propriul său stil, poate să analizeze pro și contra, ce e bine pentru viitorul lui, ce e mai puțin bine pentru viitorul lui. Studenților, noi trebuie să fim cointeresați de situația țării. Da, țara noastră se confruntă cu multe probleme, cum ar fi chiar și recent cu Antena C și EuroTV. Are dreptul să-și exprime părerea. Vis-a-vis de integrare, aș putea spune că totuși țara noastră ar trebui să se integreze anume cu țara mamă, numită România, România Mare. Da, mulți poate nu sunt de acord cu aceasta, mai ales autoritățile locale. Ar trebui să ne unim într-un sfârșit, poate se va uni. Ar fi de dorit să fie mai multe astfel de ONG-uri care practică acest tip de dezbateri, adică microfonul liber. Și ar fi vremea să ne unim mai mulți. Pentru forță, unde e unul, nu-i putere. Unde sunt mulți, puterea crește. Vă mulțumesc! Că pofta de a mai mult de ascultat o vine din mai multe motive. În primul rând îmi place să ascult tineretul și sunt încântat de limba frumoasă și gândurile proaspete, interesante. Și la urmă, și lucrul acesta l-am simțit și eu. Noaptea ascultam Vox Populi și chiar mă gândeam la domnul Ienache, văd că felul de a duce și felul de a comenta. Și eu mă gândeam chiar cui servește și dacă ne alegem noi cu ceva. În majoritatea erau oratori așa de serviciu acolo. Și a doilea, erau niște ieși acolo, nu știu, plătiți, impuși, nu știu. Mi-a provocat așa gânduri, nu chiar în favoare. Și sub motivul că, eu știu, dar nu știu de fapt cum am motivat ei.
în timpul când unii jurnaliști au recunoscut că el... Brega îl întrebau ce s-a întâmplat și domnul Ienache vorbea că orice numai nu Oleg Brega și chiar nu dădea voie, închidea n-am pregătirea aceasta și mă depășește. Dar vreau să spun că Eminescu l-am avut, totdeauna l-am avut aproape de suflet și l-am și acum. Gândim, dacă eu în școală, adică pot ceva să mai gândesc despre unele poeziile lui Eminescu, zic, dar ce o să întâmple dacă să mă duc la universitate? Zic, acolo eu am să-l înțeleg pe Eminescu. Nu s-a întâmplat lucrul acesta, nu din vina profesor, din vina mea, n-am avut eu capacitățile acestea. Dar vreau să mă întorc înapoi, că Eminescu mi-a fost aproape și undeva mi-a fost un sprijin și în vreme de asta mi-e un sprijin. Ei totdeauna a fost cu mine și este cu mine. Și chiar m-a ajutat să rezist în viața cotidiană. Generațiile vor veni, generație pe generație, și poate cred că tot așa și-or pune întrebarea. Că ne întoarcem iar la glosa lui. Tot ce a fost ori să fie în prezent, le avem pe toate, dar de lor zădărnicie te întreabă și socoate. În jurul postului de radio Antena C și Euro TV pot puțin aborda și problema, mai bine zis comportamentul, cât e de corect este a vocii Basarabiei. Deci sunt aceste două posturi, a treilea de televiziune, care cel mult, părerea mea, cel mult eu prefer și sunt ascultatori și telespectatori care prefer mai mult anume aceste posturi să asculte. Asculte pentru mine un post care ne-a atacat pe noi tot pe nedrept, o să vă spun mai târziu, dacă doriți să aveți răbdare. Duc emisiuni, deci moderează. Partidele politice, reprezentanții lor, pot fi invitați, doar în calitate de invitați, și moderatorul, jurnalistul trebuie să fie, nu reprezentantul partidului politic. Și am făcut această observație lor că s-a supărat. Vă dau exemplu, domnul Petrenco. Cu toată stima și respect față de acest om, ceea ce face dumnealui pentru neam, ca istoric, ca patriot, dar este președinte mișcării social-politice. E drept, încă nu e registrat la Ministerul Justiției, dar deja declarat. Organizația aceea sunt întâlniți cetățeni, fără interes politic, și sprijină jurnaliștii, sprijină mass media, sprijină libertatea cuvântului, așa acces la informație, în baza legislației date și cele internaționale. Avem acest drept fundamental și cerem de la ei să ne respecte. Citește aceste declarații, apoi au apărut două organizații de tineret, de studenți, de la Timișoara și una de aici, Mișcarea Europeană, tineri, și scriu declarații deja dure, care de fapt, într-un stil comunist-sovietic, de denigrare a organizației noastre și personal fraților Brega, fără să aducă măcar un argument. Eu am sunat la postul Vocea Basarabiei în direct, ca să audă toată lumea, și am rugat să nu mai facă acest lucru, cel puțin să ne invite, fiindcă așa cere legea, dacă este o opinie și este atacat o persoană și o organizație, invite persoana aceea, așa zice legea, și așa vrem noi, în baza legii. A să chemăm în judecat, dacă n-a dominat bunul simț, pur și simplu, noi suntem gata să iertăm, nu ținem ura și dorim să fim bineveniți acolo și ei să fie aici și printre noi. Eu personal de multe ori am invitat jurnaliștii și de la Antena C, și de la Vocea Basarabiei, și de la mass media scrisă. O singură dată, dacă țineți minte, când a fost în criză Antena C, atunci a fost Lucia Culiu, eram la Eminescu acolo. Nici nu știu cum să spui. Republica noastră e mică, e ca o palmă, nu faci nimic. În momentul când 70 ceva de procente din populație e bolnavă de comunism.
E un procent foarte mare. Multă lume, analiști politici sau poate de alte oameni de știință, înțeleg lucrul ăsta și ca să lecuiești țara asta de năluca asta sau de boala asta a tuturor, a omenirii, e foarte greu. Suntem puțini, o mână de oameni cânecata și atât. În țara unei dezordine, nici hoții nu sunt în siguranță. Altcineva a spus așa, că țara noastră este mare, cine fură acela are și nu stă la răcoare. Dar, doamnă, țara asta e plină de pușcării de acum, e plină de case de copii. Majoritatea care au înțeles că Republica Moldova prezintă un fel de ghetou pentru cineva și mulți tineri, în loc să pui umărul, scăpăm de balaurul ăsta, ei pleacă din țară cu cea mai mare, dacă au șansa asta, pleacă, fug din ghetou ăsta, fiindcă, într-adevăr, comunismul și fascismul nu-i și ne știe și așa. Doar de s-a demonstrat că comunismul e mai periculos ca fascismul. Salută și cântăm noios, fie zi cu soare, fie cer noros. Noi pornim la luptă și cântăm noios, și cântăm noios. Asta e pe nou. Asta e pe nou. Asta e pe nou. Asta e pe nou. O poezie de Eminescu, facem un concurs, având ca premii un drapel. Primele trei poezii pe care vor fi alese de către noi, persoana respectivă vor primi un drapel de premii. Se numește antropomorfism. Și cred că o să ne rânduim cu cititul, pentru că e prea mare, se usucă în gură și atunci mă va înlocui din când în când și Angela. Dar ce ai, nu avem pe ale... Da. Antropomorfism, de Mihai Eminescu. Împoiata tăinuită, ca numbroasa zăhăstrie, trăia puica cea moțată cu penetul de umăt. Nu-i cu coș în toată ograda, ci de iubire căpiet, să urmească insolenter inocenta ei juniei. Ce cochetă e copila, cu ce grație ea îmblă, și ce stele zugrăvește în nisip cu dulcea-i labă. O găină virtuoasă, o găină prea de treabă, cu evlavie iacată fire de ors și coș de jimblă. Dar cine se admiră a ei nuși tinereță? Boul chior ce vede numai jumetă din aloi paie? Ah, în inima fecioară simte o tainică văpaie, pentru cucuricul dulce din cânteri de dimineață. Pierde gustul de mâncare, scormolește de țemilă în pământ ca să găsească chipul cel dorit într-una. Sau se plimbă visătoare, noapte căutând în lună, a lui umbră luminoasă, melancolica copilă. O găină îmbătrânită, venerabilă matroană, cât de mult schivnicită de lumești de șerticiuni, ea îi spune ale ei taine, ca la raze înțelepciuni, să găsească mângâiere pentru a gândurilor goană. Iar călugărița veche, ce de mult era iertată, ce de mult se dezvățase de plăcerile de iubire, ea cu limba ascuțită clevetește întreaga fire, contra demoralizării propovăduie înfocată. Ah, îi zise Mititica, nu privești la rândunele, cum din cuib scot puii capul, se cutează pe olucuri, și apoi la miezul nopții i-a aud făcând buclucuri, sărutându-se cu ciocul, drăgostindu-se între ele. Soarte avem nefericite, îi răspunse atunci bătrâna, nu-i găină rândunica, rândunoiul nu-i cucoș. Necredința lor știută-i, aspri, răi, tiranicoși, ei trezesc viața în inimi și apoi o învenină. Numai pătrunde prin ureche în van bătrână, o ciupește în cap cu ciudă vrasă ție de aripă. Ea se smulge și aleargă tremurând într-o clipă, printre gard privește dulce la ratarea lui păgână. Dar bătrâna cruce își face cu aia labă și gândește, tinereță, tinereță, și oftând intră în poiată. Aparată de întuneric, ipocrita cea șireată și un cui nevârstnic încalterat îl pricăjește. Unde este învățat-o cu talent fonognomonic, interesant, să compui un compoediu despre bundele impresii, ca un sunet nu al naște în simțirile miresei, cum un cucurigu poate fi adânc, duios, demonic. Nu sfârșit atât de jale, căci sultanul care crede cum pe ele credincioasă, tânărul Cisibeu, el acum cate puțină, cu curaj, viață ridică, viață roșie se îndemină și cu grupă. Toate acestea, libere publice. Ideea de a fi, de a păstra iubirea.
Ucraina sau de-a părăsi. Aur, ceva își cape plumb, împărdesc plumbul și face aur. Poți să faci din plumb aur, poți să faci. Ei, da. Da, dar de alt tehnologie, nu prin procedei chimice, prin procedei atomice, cum spune, nucleare. Și ești la mercenarii, ai scris cu experții. Da, că am făcut curioasă. Da. Asta era cum... Era un holism, ei aveau o atitudine... Eu cred că e și normal. Ceva... Genial. Dar erau și apelații, dar aveau și... Era în ei. Care s-a plăcut? Da, nu s-a lăsat. Nu-i cât de mai complicat, dar trebuie la... Și acasă cu Silvian tot calabalăc, da? Op, da, am de ales. Nu, nu ai de ales. Categoric nu ai de ales. Mai avem încă o oră, deci maratonul oratorilor este autorizat de primăria până la ora 17. Cei care au declarație ceva, ceva de spus, deci interveniți acum în acest oratori. Care au ascultat discursul și au rămas până la urmă. Să ne grăbim probabil cu mânarea premiilor, fiindcă nu are autorizație să-i ministru culturii, așa ar zis. Deci aici e locul lui Liviu Evreveanu. Până atunci, noi nu plecăm de aici și a să folosim în Cum vă pare? Nu mă simt și te ajut, ori, dacă mâine cu la te ajut, dacă ai și așa, așa, faci. Mi l-a lămnit. Să-mi scrii ce miliță îți bat în prag, să-mi scrii eu la răspundere să-i trag, să-mi scrii cât ești de fericit. Atât să-mi scrii pierduta mea. Eminescu nu ia moldovenilor, Eminescu nu ia românilor, Eminescu ia tuturor. Cu ocazia asta, dați-mi faptul că curaj mai puțin avem, vreau să spun o poezie, într-un fel. Păstrăvii ascunși, de ce sunt noaptea apele cu stele și noi, de cine naștem printre urși sau printre alte fiare și mai rele? De ce se înjură tată câteodată nu știu ce domn și nu știu ce stăpâni și fruntea lui dospește supărată numai furtuni de atâtea săptămâni? De ce la Vidra soarele sub punți pare un obraz umbrit de așteptare? De ce le cresc românilor pe frunți
ocoluri mari și semne de întrebare. Frate, învață-te să taci. Noi tăcem când spunem ce ne doare. Ei își pun urechile la uși și ne sapă vorbile în spinare. Noi punem suferința în cui, pe un tăiș nemărginit de coasă. Și așteptăm să mai vedem ce fi, din atâta viscol, ce să iasă. Nu-i așa că de sub troată Horea a intrat direct în noi și de aceea moții îl mai așteaptă cu pumnii strânși și tulnicile noi. Horea e aici sub clampă, avem un Horea în fiecare sat. Poți fi și tu un crăișor de-al nostru, dar să nu dai crezare la împărat. Să vezi spre noi prin veacuri, te-ai dus prin suferință să le cânti, sfințenia îți rămâne tot meleagul, dar răul neamului nu l-ai putut să înfrunți. Ai fost disprețuit la timpul tău și neamul te-a tratat cu aroganță. În cui fie veșnic nesicat izvorul, iar răul să nu aibă rezonanță. Da? Conducători ai lumii, hai treziți-vă simțirea. Toate au ajuns la culme, se distruge omenirea. Bat alarma, testamente, cerul în șoapte, simțim și la copii. Sănătatea scade, scade. Omule, să nu întârzii. Voi, conducători ai lumii, opriți moartea nevăzută. Steagul sus, creștin, e culmea. Viața noastră e vândută. Aleșii locali în care au investit atâta credință, credere, poate că de parlamentar, Dumnezeu și de altoare. Cred că nu fac, nu-ți face cinste chestia asta. Nu e un mod de a vorbi, nu e chiar atât de inocent cum pare la prima vedere. Am redat gestul și, deci, cuvântul, gâtul autorului. Nu știu, nu s-a văzut din asta. Trecem la amânarea. Tonului de astăzi, la fel și a premiilor, care sunt constituite din cărți. Dar aceasta nu înseamnă că încheiem aici. Dacă mai sunt doritori care vor să-și exprime opiniile, vă invităm cu plăcere la microfon. Așa da, sate Elena, a ținut un discurs, cred că cel mai bun, apreciat de toți. Felicitări, mulțumim și te mai invităm în Hyde Park la maraton oratoric. Poftim și... Gospodărie, casă, etc. și vii. Bulgher Ion, ne bucurăm mult, felicitări și te mai așteptăm. Curaj în continuare. Diplomă de... pentru prezență și pentru participare. A participat și la maratonul de data trecută, acum la fel. Poftim. Participare se acordă domnului Gheorghe Lupușoru. Da, mulțumim mult pentru participare. Mi-ar plăcea ca la viitoarele maratoane lumea să fie mai deschisă și nu atât de încuiată cum e specific poporului din, sau populației dintre Nistru și Prut. Da, exact. De la București, prima dată la Chișinău, care a fost foarte interesat de activitățile Hyde Parkului, ne-a ajutat mult la organizare, așa că îți mulțumim. Felicitări și te mai așteptăm. Asta aș vrea să le dăm cuiva de aici. Nu, mulțumesc. Mulțumim pentru participare și sunteți așteptat. Hasnaș Petru. Pare se acordă domnișoarei Parascovia Topada, care a ținut un discurs mai devreme. O tânără studentă. Ai parchistă activă, mulțumim mult, Parascovia, și succes în continuare. Mulțumim mult, Alina, și sper că lumea, cum am zis mai devreme, se va descătușa și va veni aici să spune ceea ce îl doare, ca și noi să știm ce îl doare și ca să putem ajuta. Și am zis... Cel Republicii Moldova, peste români, sunt Consiliul Basarabii, Basarabia liberă, doamne, cetățeni, vă doresc toți cele bune. Să dorit la copii, la nepot, la... Hitler. Urce prudul între noi și plânge la...
acolo. Da, normal. Da? С днем Василия. Хочу пожелать всем. Неважно. Значит, гражданки Балдовы по сути, хочу пожелать вам всем счастья, здоровья и чтобы все, что вы хотите в этой жизни. Сказать, у каждого из нас есть планы, есть пожелания. К сожалению, среди здоровы. Удачи всем нам и нашей стране. С Новым годом вас! Vreau să aduc sincer felicitări la Hyde Park. Vorbeam despre respect față de cetățean. Cu microfon? Mai pune muzica. Așa. Ce va rămâne? Слышите, зря гнал бы. Уж моя урма. Да, мы будем здесь где-нибудь моя урма. Раз, раз, сайт спустя. Кто-то угоем спать, а тут станем спать. Это демократия, вот это. А, я же не могу. Я точно не могу.